Dan Șova, inculpat în dosarul Rovinar Turcenii, pentru modul în care a obținut și a derulat contracte de asistență juridică la cele două entități, este acuzat că a luat mită pentru a determina încheierea unui contract similar la Cet Govora, în favoarea unei firme private. Procurorii de NEA susțin că senatorul primea 50% din suma încasată de societatea respectivă în baza contractului. În perioada octombrie 2011-iulie 2014, inculpatul Șova, Dan Coman, a pretins sume de bani și a primit în total 100.000 de euro de la o persoană denunțătoare, în schimbul traficării influenței sale reale pe care o avea pe lângă directorul general al Centralei de Energie Termică CET Govora SA, inculpatul Bălan Mihai, astfel încât acesta, din urmă, să asigure încheierea unui contract de asistență juridică cu o anumită societate de avocatură. Contract de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 de euro pe lună, una se arată într-un comunicat DNA Anchetatorii susțin că Șova încasa banii printr-un intermediar cu sumele luate din șpagă, plătind ratele unei locuințe în București. Mihai Bălan, directorul CET Govora, a fost reținut, procurorii acuzându că, prin încheierea contractului cu firma de avocatură, a creat un prejudiciu de 1.301.410 lei societății pe care o conducea. Anchetatorii au solicitat senatului încuvințarea pentru reținerea și arestarea lui Dan Șova, acuzat de trafic de influență. Șova este inculpat și în dosarul în care propria firmă de avocatură a obținut contract de asistență juridică la rovinari și turcenii, sumele inițiale fiind majorate prin acte adiționale de directorii Laurențiu Ciurel și Dumitru Cristea. În dosarul contractelor de la Gorj inculpat este și fostul premier Victor Ponta, acuzat că a primit sume nejustificate în perioada respectivă de la firma de avocatură a lui Șova.